Proiectul european transfrontalier România-Ungaria 398, prin care au fost ridicate 6 centre de instruire în diferite domenii de activitate a peste 1120 de persoane, a ajuns la final. Reprezentanții celor 6 parteneri ai proiectului s-au reunit astăzi la parohia Apateu din Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei. Reuniunea de astăzi a membrilor proiectului european transfrontalier a constituit momentul de bilanț al tuturor etapelor desfășurate până în prezent. Programul s-a derulat atât în comunitățile din România, cât și din Ungaria și a fost coordonat de Agenția de Management a destinației Bihor din Oradea. Proiectul Rohu 398 a fost un proiect curajos, cu ținte înalte pe măsură, dar și provocările acestui proiect au demonstrat partenerilor proiectului Rohu 398 și am să enumăr cu un anumit scop. Este vorba de Parohia Ortodoxă Română din Ungaria, din Apateu, este vorba de Episcopia Romano-Catolică din Oradea, este vorba de Biserica Reformată Episcopia Bihor, Mănăstirea Izbuc și Parohia Ortodoxă Română Ioșia Nord și lider de proiect Agenția de Management a Destinației. Am subliniat acești parteneri pentru că toți sunt reprezentanți ai bisericilor creștine mari din România, Ungaria și din Europa. Sunt preoți parohi care s-au implicat în acest proiect și au demonstrat atât ei cât și episcopii reprezentanții acestor biserici că doresc să lase în urma lor generațiilor și comunităților locale, generațiilor viitoare, practic, vor să lase spații în care toți acești oameni pot să-și manifeste propriile culturi și propriile credințe și, de ce nu, să-și petreacă timpul liber sub diferite forme. Obiectivul principal al programului a fost realizarea 6 centre transfrontaliere de formare profesională. În parohia ortodoxă Apateu, mai multe persoane au fost formate în domenii precum turism, gastronomie și croitorie. Dincolo de activitățile noastre bisericești și fiecare în parte, am reușit să ne concentrăm, sau cei implicați în proiect au reușit să se implice și pe acest gen de activități, beneficiind și de un sprijin european și, bineînțeles, având și o colaborare fructuoasă și bună, o bună înțelegere între ei, lucru constatat și de domnul manager de proiect, Gabriel Bonaciu, acum la sfârșitul acestui proiect european, care și-a îndeplinit toate țintele și care este o mare bucurie pentru noi. Pe de altă parte, iată că în spațiile acestea în care s-au creat nu vor putea să fie doar formați noi, să spunem, specialiști sau să fie învățate anumite meserii tradiționale, ci ele pot fi folosite și la alte activități ale bisericilor noastre, cum sunt sărbătorile de hramuri sau alte întâlniri, dar aceasta, bineînțeles, colateral și pe lângă ceea ce proiectul și-a propus inițial. Prin acest mod de calificare a fiecăruia dintre cei care au nevoie, ca fiecare să găsească un nou drum în viață, ceea ce este foarte important, să ne găsim fiecare direcția noastră pentru a reuși în viață sau să ne câștigăm traiul zilnic. Partener în proiect a fost și Episcopia Romano-Catolică din Oradea. În cadrul programului a fost refăcută orga din Catedrala Adormirea Maicii Domnului și au fost ridicate spații pentru cursuri în domeniul muzicii și restaurării obiectelor de artă. Cea mai lungă călătorie începe cu primul pas. Sunt convins că noi, cei care am făcut și am lucrat pe acest proiect, am reușit să facem acest prim pas. Și dacă îmi dați voie să împărtășesc un sentiment personal, pot să zic că pe lângă fericita situație că am avut și am reușit să construim o relație interinstituțională, am reușit să avem și să obținem și niște relații interpersonale. În județul Bihor a fost întocmită o carte de bucate cu 10 de rețete culinare care vor servi la diversificarea preparatelor destinate turiștilor străini. Noi vrem să stimulăm, practic, zona rurală a județului Bihor, partea de turism în care turiștii veniți, că sunt din România, că sunt din străinătate, să poată înțelege și să guste aceste rețete tradiționale de Bihor. Sperăm să fie apreciată pe măsură și stimulăm și am încercat și dorim ca aceste rețete să fie gătite în pensiunile
din județul Bihor, în restaurantele din Oradea și din întreg județ, chiar poate în toată România, să trece și dincolo de granițe, să ne cunoască străinii cu bunătățile locale care le avem de la moșii și strămoșii noștri. Prin programul european transfrontalier Rohu 398 au fost identificate nevoi și soluții inovative pentru 8 județe din România și Ungaria, contribuind la ocuparea forței de muncă și la dezvoltarea sustenabilă a acestora.